la sărbătoarea comunității noastre. Astăzi, când îl celebrăm pe Sfântul Iosif Muncitorul, îl rugăm această Sfântă Liturghie să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze munca noastră pe care o efectuăm fiecare zi de zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să facă grotnică întotdeauna munca pe care noi o desfășurăm. La începutul Sfântului Liturghie să ne recunoaștem păcatele, să cerem iertare Bunului Dumnezeu pentru tot ce am greșit și pentru aceasta să facă ceva cu credinție la celebrarea Sfântului. Nu pot să spun două cuvinte acum la începutul acestei mari sărbători a patronului comunității dumneavoastră din Traian, Sfântul Iosif Muncitor. Salută Părintele Paro, părinții de Traian Veneriți, Pasul de Mediu, Parca, Timur. Și bineînțeles că toți frații cu preoție. Iosif Muncitor. Văd pe fețele dumneavoastră bucuria sărbătorului, mai ales bucuria de a sărbători de Sfântul Iosif Gospodarul. Și dumneavoastră aveți, dragile, nu învățați să fiți gospodari și muncitori. Sfântul Iosif ne cheamă astăzi la această mare bucurie a Hramului a Sărbătorii, ca să învățăm de la el rugăciunea, munca de a ne ruga, munca de a trăi voința lui Dumnezeu și de a îndeplini voința lui Dumnezeu cu toate. El niciodată nu s-a dat înapoi când Dumnezeu l-a chemat, fie la Betleem, fie în Egipt, nu a spus Doamne de ce, ci a îndeplinit voința lui Dumnezeu prin transpirație, prin muncă. Să învățăm de la el munca de a ne ruga, munca de a îndeplini voința lui Dumnezeu. Cu acest gând, ne recunoaștem păcatele, greșelile noastre, pentru a lua parte cu credincie la această Sfântă Liturghie. Mărturisesc! Și pe voi, fraților, ca
ne rugăm. Dumnezeule, Creator al toate, care ai rânduit ca omul să lucreze la planul creației, prin munca sa, dă-ne cu bunătate har, ca după exemplul Sfântului Iosif și sub ocrotirea lui să ne îndeplinim în datoririle pe care ni le încredințez, ci astfel să dobândim răsplata pe care ne-o făgăduiești. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care din Dumnezeu împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, vețuiește și domnește în vecii vecilor. Oh,
Oh,
Nu este oare acesta fiul Lemnarului? Nu se numește mama lui Maria, iar frații lui Iacov, Iosif, Simon și Iuda? Și surorile lui, oare nu sunt toate la noi? De unde, deci, are el toate acestea? Și erau scandalizați de el. Dar Iisus le-a zis, un profet nu este disprețuit decât în patria lui și în casa lui. Și nu a făcut acolo multe minuni din cauza necredinței lor. Cu vânătură Domnului! Atunci când auzi dar rugătul de durerea lui Dumnezeu,
metropol, din păturile veche. Îți dai seama că cineva așa a rămas bun, pentru că de-a de lumea aceasta. Când privești apusul de soare și îți dai seama dacă te gândești că cineva, vă spun cum a ajuns, că cineva în mici mii de ani face ca soare să răsare pe cer și să apună pentru noi. Și în fine, am primit înainte de a începe celebrarea aceasta a liturghiei în biserica veche a dumneavoastră. Ați văzut acea imagine de atâtea și atâtea ori. O masă, un banc de lucru, Iisus de o parte, Jezus Iosif, cu scurele sale de tâmplare. Dar în fața mesei era Maria, care și avea are bine un bol felin. Înseamnă că și Maria muncește și lucrează. Binecuvântați suntem noi că Dumnezeu ne-a făcut oameni. Binecuvântați suntem noi că Dumnezeu ne-a dăruit pentru a trăi și pentru a avea viață muncind. Binecuvântați suntem dumneavoastră că aveți acest ram al lui Iosif, cel gospodar, cel muncitor. Și mă gândesc în primul rând la dumneavoastră. Dacă limitați sau nu. La noi, dacă limităm sau nu. Dacă Iosif devine pentru noi modern astăzi. Omului modern. Dacă ne-ar face să muncim. De exemplu, așa ca o paranteză, eu sunt la seminarul formator și am elevii care vin din familie dumneavoastră. Și îi lăsăm pe ei să facă curățenie în camerele lor, în toate spațiile unde ei trăiesc. Și dau seama cât de greu le vine în clasa nouă, când vin la seminar, să pune mâna pe mărtură, pe care n-au văzut-o niciodată. Wow! Există și mărtură. Asta înseamnă că dumneavoastră acasă, ca părinți, munciți în locul lor. Și nu știu dacă este bine. Închid paranteza. Și continuu. Se povestește că într-o cameră mică existau multe lumânări. De toate culorile, mărimile, mai mici, mai mari, galbene, roșii, albastre, albe. Printre ele era o lumânare mică. Și tot își spunea, privind în jur, ce caut eu aici? Care este rostul meu în viață? Și până să dea răspuns spre seară, stăpânul casei, a luat un băzet privit, l-a prins și a dat să aprindă și lumânarea. Acum și a început să țipe, nu, nu mă aprinde, nu vreau să arăt. Dar degeaba, pentru că omul nu cunoaște limbajul lumânărilor. La un moment dat, și-a dat seama după ce a fost aprinsă, când întunericul deja s-a instalat în acea cămăruță, că ea singură dădea lumină pentru toate suratele ei. Și abia atunci a zis, știu pentru ce am fost creată. Am fost creată ca să dau lumină și chiar dacă mă sting și plâng cu lacrimi de ceară, rostul meu pe pământ este să luminez. Iosif a luminat printr-un lucru banal, esențial, prin lumină. Tu, omule, prin ce luminezi? Prin ce dai lumină celorlalți? Sau mai prin să dai lumină celorlalți de lângă tine? Mai te obosești? Vrei tu să depui efortul ca acela să învețe ceva de atât de bun și pentru veșnicie? Doamne, din nou. De ce vă sculați? Dis de dimineață, noaptea în cap, în creier, în nopții uneori. Dând la o parte ce șaful, platul, la instituții de anotimii. De ce vă trebuie să vin ca dimineață? Mi-ați răspuns, părinte. Păi trebuie să merg la muncă. Șeful meu mă acceptă întârziere. Aveți dreptate. Un copil a zice, părinte, profesorul cu absență. Și eu vă spun, aveți dreptate. Învățătorii, profesorii cu absență dacă întârziați. Să dacă nu mergeți la școală. Apoi ar zice, părinte, n-auziți zgomotul animalul din curte care cer de mâncare, trebuie să mă scol, se dau de mâncare, se dau hrană, și așa mai departe. El ar zice că
dacă ne-am trezit numai pentru atât, îmi ajunge, Doamne, îmi ajunge. Ia viața de atunci, că m-am săturat de prea multă muncă. În schimb, sunt convins că un creștin adevărat se trezește pentru altceva. Se trezește, pentru ce? Ca să se ia la trândă cu neliniștea. Cu neliniștea din el. Se trezește pentru a-și propuni setea după Dumnezeu. Să-i dea inimii hrana pentru eternitate unde să trăiască împreună cu el. Adică să sufleți mântuirea cu propriile tale mâini. Și aș vrea să vă priviți mâinile. Mai faceți un exercițiu. Priviți-vă palmele și dosul palmelor. Priviți-le cu atenție, cum sunt. Că și au istoria lor. Povestea mâinilor tale a început cu niște mânuțe. Nici de tot. Apoi ele au reușit forțe să facă un pumn mic care a strâns sperietul mamei sau al tatălui. A mers mai departe, a găsit sprijin în mâna părintelui pentru a învăța să meargă sau să merge. A găsit apoi un scăunet, poate și nu știu de acolo, pentru a reuși să facă primii pași în viață. Apoi, cu cât crește, cu atât mâinile devin agresive. Smulgem o jucărie de la celălalt, smulgem de la un frate mai mare ceva din care suntem un pic invidioși, păstăm mai pentru noi, egoiști, apoi mâinile noastre se transformă în multe. Pentru că mâna poate să ridice pe cineva sau poate să împingă. Mâinile pot să strângă pentru a da mai mult sau pot să se deschidă pentru a face dar. Când ai dăruit ceva, cum ia de lângă tine? Care are nevoie de ajutorul tău, de mâna ta întinsă. Mâna poate face cadou, mâna dăruiește, o mână pune un inel în degetul persoanei iubite, inel de rogomnă, apoi de la căsătorie, de dieta. Apoi mâinile, dacă nu le chem, se transformă în niște instrumente flămânde care fug după supraviețuire, în loc să trăiască cu adevărat. Cu mâinile suprumăm pentru a supraviețui. Cu mâinile uneori bituim ca să avem. Cu mâinile se ducem pentru plăcere. Ce faci cu mâinile? Dar eu zic lucrarea lui. Doamna de-a vă spun, doamna de-a vă spunea că un lucru, dacă nu este folosit, se dezintegrează. De exemplu, apa, dacă nu este folosită, se transformă în mocirlă. Mioasă, urât. Fierul, dacă nu este lucrat, vopsit, revopsit, se ruginește. Ruginește. Apoi lemnul, la peste lucrare de carne, pământul, dacă nu lucrați, fraților, se umple de bucurie. Și atunci, omul, dacă nu lucrează, se dezumanizează. Nu mai are acea demnitate de a sta în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și vă invit după ce plecați din biserică. Priviți mâinile diferitelor persoane și nu mă spun și aici. Priviți mâinile părinților dumneavoastră, dacă mai aveți, binecuvântați sunteți. Priviți câte bătături am împărat. Priviți cât de mult am muncit pentru dumneavoastră ca să fiți. Oameni mari. Nu vă fac o paranteză. Am auzit în trecut un exemplu și m-a tulburat. E vremea noastră în care tinerii vor acum cu pretenții să facă o facultate. Și nu mai vor să facă facultate fie la Bacău, fie la Iași. Vor să meargă la Cluj, vor la București, că acolo se face carte. Eu nu cred asta. Eu cred că fiecare de punând efort muncind, devine un om înțelept împreună cu Dumnezeu muncind, numai dacă depune efort. Se face carte și la Iași, și la Cluj. Și în altă parte, dacă depune efort, efectul pentru cei tineri. Apoi, tinerilor de astăzi le place să stea mult pe spatele părinților. Se vorbește despre tinerețea adultă.
după 30 de ani, 35, 40, dacă se poate, să mai cerșească un bani de la mama, de la tata, ca eu mai aveam mai o urmă de pensie. Și tot să scoată de acolo, să invers un copil așa cu ei, la fel de cât de-a lui de vârstă, că mai îi place băutura, îi place lenea, tândăvia, îi place de-a mâncatul și îi place sticlă. Din nou ia bani de la părinți, nu sunt povești. O spun din cele știute. Deci dacă vrem un model pentru a dezvolta cu adevărat această capacitate de a munci, să primim la vizit. Avem în el acest ajutor. V-ați urcat o dată spun eu zic, să vă dea putere ca să munciți? Să munciți pentru bine. Noi intrim în invazii deselor. Păi eu vă spuneam un grup de vecini. După ce ne salutăm, spunem în mod firesc, ce mai faci? Și cum răspundeți? Cum răspundem? La fel de banal, bine. Întrebarea mea este aceasta. Oare chiar facem bine? Atunci când răspundem că facem bine? Cine știe ce nenorociri, probleme, necazuri, trăim și avem în noi? Până dumneavoastră știți că plângeți uneori acasă. Dar să vedeți unde voiam să ajung. Vă cer să priviți mâinile părinților, priviți mâinile preotului care desteagă și binecuvântează. Priviți dacă aveți mâinile brutarului care face pâine și pâinea e bună. Priviți mâinile pictorului care așa lasă imaginile din el, le scoate afară pentru tine și pentru mine. Priviți mâinile profesorului, învățătorului, care știe cu tact, cu multă migală, cu răbdare, să trate mâna micuțului pentru a face primele litere. Priviți, dacă vreți, mâinile celui care îi zidește o casă. Priviți mâinile părintele noastră, Paul. E prima dată că vin în biserică pentru a celebra. Am mai fost odată și am găsit pe biserică muncim, nu ca să-l laud. Priviți mâinile celor care se străduiesc pentru a ne fie nouă bine. Că sunt mulți. Nu știu dacă vreodată i-ați amintit și pomenite rugăciunile dumneavoastră pe profesori, pe învățătorii, pe cei care v-au făcut bine în această viață pentru a deveni cineva. Amintiți-i astăzi la altar. Deja timpul poate expiră, de timpul să aterizez, să închei. Aș vrea să vă iau în concluzie o rugăciune rostită de o fetiță de 12 ani la Moldovenia Ortalene, la Chișinău. E o rugăciune pe care o adresez Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru mine. Ca El să curețe de noi totul și de a ne mulțumi cu ceea ce avem. Pentru a munci pentru bucățica de pâine. Așa cum este ea. Amintiți-vă când erați mici. Cum vă săturați 5, 6, 7, 8 din aceeași treaptină, din aceeași castron, poate cu aceeași limbă. Lumea de astăzi e nemulțumită. Nu numai că are curculița sau cuțitul său, limba sau, dar vrea să aibă toate astea și de la decimul. Dacă poate mai rea și de la stânga și din dreapta. De aceea să ne mulțumim cu liniștea colindei noastre, cu ceea ce, cu bună rolului, muncii pe care o desfășurăm. Și haideți să închidem. Curețele, Doamne, casa și masa și Duhul și trupul de orice păcătuire, de orice rătăcire. Așa cum să nu mai rămână decât o singură grijă, o singură dragoste și o singură bucată de pâine de masă. Izbăvește-ne, Doamne, de străvechiul nostru blestem, de a pleca peste tot și de a nu ajunge nicăieri, de a ne începe pe toate și de a nu duce nimic la bun sfârșit, de a ne încărca cu mai mult decât putem duce. Scoală-ne, Doamne! Scoală-ne, Doamne, vis de dimineață și trimite-ne la muncă, la munca
Păi nu atât pentru tine, cât mai ales pentru ceilalți. Care nu pentru tot, cât mai ales pentru suflet, astfel încât pe seară, întorși acasă, după ce am lucrat cu spor și hărnicie, să putem cina cu ceea ce mi s-a dat, cu pâine și apă.
jertfa mea și a voastră, să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atât puternic. Oh,
adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată pătura. Căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers. Și fără cetare acum poporul Tău, pentru care a răsărit soarele până la apus, să-i se aducă lumea Tău jertfă lucrare. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință, să sfințești în Duhul Tău darurile pe care ți-ai oferit, pentru ca ele să ne sfântă trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în acelui lucru că încercăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care l-a vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a recântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta post. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți spre Duhul.
noștri răpăsați și pe toți dreptii care au trecut din această lume, primește-i cu bunătatea în Împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de ajunul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot bine.
și vedeți cât de bun este Domnul. Yeah.
să ne rugăm. Părăniți cu despătări cerești, rugăm bunelință, Doamne, ca putând în inimi, după exemplul Sfântului Iosif, mărturile iubirii tale, să ne bucurăm neîncetat de rodul păcii fără de sfârșit, prin Hristos, Domnul nostru. Dar glasurile bune, frumoase și un bine
gravi și un organism a făcut să fie minunat astăzi aici la Traian. Și spun toate acestea, la credincioși și recunoscători, pentru că am învățat astăzi la Biserică de Nin și din predică, am învățat că munca este frumoasă, este nobilă și munca este rodnică, dacă vreți, atunci când o faci cu plăcere. Și vreau să spun că atâtea mâini care au lucrat, care au contribuit, care au și vreau să așa, dar care au venit, care au făcut efortul, care au făcut cu plăcere și au venit cu bucurie aici din locul nostru, și puneam toată lumea care a muncit și tot ceea ce am trăit noi în aceste momente, se datorează așadar muncii, dar o muncă făcută cu spirit de dăruire, cu spirit de dragoste, în folosul lui Dumnezeu și al dumneavoastră. Sădare că mulțumirile noastre așadar se adresează tuturor celor care au făcut să fie frumoasă ziua de astăzi. Nu mai numesc sau mai numesc o dată pe toți, dar și dacă Dumnezeu ne-a îndrăgostit această vreme frumoasă. Vedeți că Dumnezeu parcă ne-a răsplătit pe toți cei care am muncit, pe cei care ne-am străduit să fie astăzi aici la Traian, să fie minunat. Dar ne rugăm Domnului Dumnezeu să-i răsplătească pe toți. Astfel, predicatorul știți cine este, Părintele Ivan Balan, de la seminar, la centru v-am văzut pe Părintele, nu știu dacă îl cunoașteți, cred că a venit prima dată acum la noi. E vorba de Părintele Vicedecan, la Pleja, Paul Vicedecan, Vicedecan la Pleja, este nostru, al decanatului de Traian. Și ne bucurăm că a venit, îi mulțumim frumos. Și apoi sunt atâția curioză aici, nu-i mai mulțumesc. Și le mulțumim că au venit aici la Traian. Aș vrea să vă mai spun că astăzi urmează mesul Sfântă Liturghie la ora 6, la ora 18. Iar mâine, a doua zi de Traian Sușorul, o să fie liturghie concelebrată tot aici în biserică, la ora 9. Iar apoi marți, tot dimineața la 9, este 1 mai, este ziua patronului nostru, tot aici în biserică și tot liturghie concelebrată la ora 9 dimineața. După aceea, intrăm la liturghie din timpul săptămânii, la ora 7 după amiază. Așadar, încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră care ați venit de departe, Dumnezeu să vă răsplătească. Și acum aș face un apel. Noi ne-am mai dus de la Bacău, de la centru și am ajutat anumite colecte speciale. Și ați oferit sau oferit cei de acolo care au ajutat la grană. Fac un apel la cei care sunt veniți din altă parte și dacă dumneavoastră aveți posibilitatea să oferiți ceva, nu la porțile bisericii, la porțile bisericii, nu sunt porți, dar acolo la ieșire, despre a doi este o biserică, pentru care pot primi de la dumneavoastră un dar pentru noi. Și vă asigurăm că ne vom băga bun Dumnezeu prin rugirea Sfântului Iosif Patronul Muncitorilor să vă răsplătească efortul pe care faceți pentru biserica noastră. Dar tuturor să spun poftă bună, o zi frumoasă și bine comentată, mii de mulțumiri așadar pentru că ați venit astăzi aici la Traian și ați oferit și ați oferit fiecare, Dumnezeu să vă răsplătească. Vă doresc în continuare o zi frumoasă și bine comentată. Hristos a înviat! Pentru dobândirea sucerii secrenilor. Adu-ți aminte. Adu-ți aminte. Ori aminte de Sfânta Marie, că nu s-a auzit niciodată să fie o spărăsit cele ce a venit cu oprobirea ta, cele ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta. Însuieți-vă astfel de crede, ale la tine, o mai ca fecioară. Care v-a dăruit bucuria să celebrați astăzi sărbători.
poporului grești în slujirea lui Dumnezeu și a fraților noștri. Thank you.